Cod portocaliu de inundații până sâmbătă. Ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, le-a cerut ieri prefecților și șefilor structurilor teritoriale ale ISU să ia măsuri pentru prevenirea unor situații de risc pentru populație, în contextul fenomenelor meteorologice și hidrologice care se vor manifesta în 25 de județe din țară. Potrivit avertizărilor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, și Brașovul se află sub cod portocaliu de inundații, valabil de joi dimineața de la ora 10 până sâmbătă la ora 18.